venit la o lecție virtuală de limba și literatura română. Eu sunt Maria Butuc, sunt profesoară de limba și literatura română și vă urez să aveți parte de o fascinantă călătorie în lumea cărții, dublată de o aventură inedită în descoperirea propriei sensibilități, prin gândire și prin imaginație. Dragi elevi, astăzi ne-am propus să vorbim despre o temă actuală. Astăzi vom vorbi despre cărți. Despre cărți? Da, despre cărți, dar nu despre cărțile tradiționale. Astăzi vom vorbi despre cărțile electronice. Așadar, în baza acestei teme, vom lucra cu textul Monologul unui e-book de Umberto Eco. Apropo, în baza acestui text vom discuta 3 lecții. Astăzi suntem la prima lecție, Avante. Înainte de toate, vă propun să restabilim un citat. Pe ecran vedeți niște cuvinte cu ajutorul cărora noi formăm o expresie, o maximă, un citat care are tangență cu tema lecției noastre. Haideți să vedem. Creatorul, societatea destinului este cărții, creatorul este ei, autorul. Cum am restabilit acest citat? Ne gândim. Așadar, varianta finală este: creatorul cărții este autorul. Creatorul destinului ei este societatea. Așadar, v-ați gândit vreodată că noi suntem făuritorii destinului unei cărți? Bun, să trecem mai departe. Prin urmare, vă recomand să vă amintiți care sunt componentele cărții tradiționale. Coperta sau scoarța, care este posterioară și anterioară. Cotorul este cel care unește coperta posterioară și anterioară. Blocul cărții, care este suma filelor unei cărți. Capul, care este partea superioară a cărții, în special a cotorului. Piciorul, care este partea inferioară a cărții, în special a cotorului. Și mai vorbim de forzaț, care face legătură între blocul de carte și scoarțe. Până una alta, haideți să ne amintim și să vedem ce este un e-book, ce presupune un e-book și ce diferență este dintre un e-book, adică o carte electronică și o carte tradițională. Un e-book, abreviat din engleză electronic book, este o carte electronică ce conține un fișier digital cu textul și imaginile unei cărți. Uneori poate să aibă și filmuleți. Cartea electronică poate fi citită de pe computere, tablete, telefoane, dar și dispozitive speciale numite e-reader sau e-book reader. Dar trebuie să menționăm că există și cărți audio, audiobook, ce reprezintă texte înregistrate cu voce, însoțite sau nu de fundal muzical și efecte sonore, în formă de fișier electronic, cu scopul de a fi audiate. Deși cărțile electronice sunt un fenomen relativ nou, se presupune că aceste cărți electronice au un predecesor de aproximativ 70 de ani. În continuare, v-am pregătit un filmuleț în care veți avea posibilitatea să aflați lucruri curioase despre presupusul predecesor al cărții electronice. E-book-urile, sau altfel spus, cărțile electronice, sunt un fenomen relativ nou, dar istoricii susțin că o profesoară din Spania a venit cu ideea acum mai bine de 70 de ani. În 1949, Angela Ruiz Robles, profesoară, scriitoare și inventatoare spaniolă, a inventat un dispozitiv numit Enciclopedia Mecanică, ce poate fi considerat un precursor al cărții electronice moderne. Scopul ei principal a fost acela de a reduce volumul mare de cărți pe care elevii erau nevoiți să-l care în ghiozdane și credea cu toată tăria că dispozitivul ar fi putut să facă cititul mult mai facil pentru toată lumea.
Dispozitivul funcționa cu aer comprimat, permițând utilizatorilor să adauge diferite bobine cu un conținut pregătit în prealabil. Poate că era foarte departe de actualul format de încărcare a cărților de pe internet, dar într-o lume fără internet era un dispozitiv de-a dreptul revoluționar. În ceea ce privește conținutul, Robles a propus alfabetele și textele în mai multe limbi, structurate într-o manieră logică și plină de grafică, desene, jocuri interactive și spații pentru a scrie și a desena. Dar în ciuda eforturilor depuse, nu a fost posibilă transformarea cărților școlare vechi în enciclopedia mecanică, dar unul dintre prototipurile ei este păstrat în Muzeul Național de Știință și Tehnologie din A Coruña, Spania. Sper foarte mult că ați aflat lucruri interesante și lucruri pe care nu le-ați cunoscut, iar acum haideți să sintetizăm pe marginea filmulețului pe care l-ați vizionat. Cine a inventat un dispozitiv ce poate fi considerat precursor al cărții electronice moderne? Așa, deci e vorba despre Angela Ruiz Robles. A doua întrebare. Ce origine și profesie avea inventatoarea? Inventatoarea era profesoară, era scriitoare, spaniolă. Cum se numește acest dispozitiv? Acest dispozitiv se numește enciclopedia mecanică. Cum funcționa acest dispozitiv? Acest dispozitiv funcționa cu aer comprimat, permițând utilizatorilor să adauge diferite bobine pregătite în prealabil, bobine cu informații. Mai departe, următoarea întrebare. Unde există și în prezent un prototip al acestei cărți? În prezent, acest prototip se află la Muzeul Național de Știință și Tehnică din A Coruña, Spania. Și ultima întrebare, cu ce scop a fost realizat acest dispozitiv? Scopul acestei enciclopedii mecanice era de a reduce din volumul pe care erau nevoiți să-l poarte în spate elevii. Iar acum haideți să trecem la textul nostru, care este scris de Umberto Eco. Știți cumva cine este autorul? Sau în care circumstanțe ați auzit ceva de acest autor? Despre ce operă ați auzit? Așadar, Umberto Eco este lingvist notoriu, este profesor universitar de semiotică la Universitatea din Bologna și de asemenea este romancier italian. A primit numeroase premii și distincții culturale. A predat la cele mai faimoase universități din lume, fiind doctor honoris causa a peste 50 dintre ele. În 1980 dă lovitura de grație cu celebrul roman Numele Trandafirului, cu care a luat premiul pentru cea mai bună carte a anului. De asemenea, a fost și ecranizat. Alte cărți pe care le-a scris Umberto Eco, care sunt cunoscute, sunt Bodolino, Confesiunile unui tânăr romancier, Pendulul lui Foucault, Cronicile unei societăți lichide. Acestea fiind spuse, vă provoc să vă gândiți la textul, monologul interior al unui e-book, să vă gândiți la titlu și să presupuneți cam despre ce va fi vorba în acest text, cine este personajul, despre ce se va discuta. Eu știu că voi sunteți ingenioși. Ceea ce vreau să vă zic este că monologul interior al unui e-book este parte integrantă a cărții Memoria vegetală și alte scrieri de bibliofilie. Vă sugerez să citiți conștient textul de 2-3 ori, iar acum vom citi împreună doar câteva fragmente. Până acum câtva timp nu știam cine sunt. M-am născut gol, dacă mi-este îngăduit să mă exprim astfel. Nu eram în stare nici măcar să spun eu. Apoi ceva a pătruns în mine, un șuvoi de litere. M-am simțit plin și am început să cuget. Desigur, am început prin a cugeta asupra ceea ce pătrunse în mine. Senzația era foarte plăcută.
căci puteam să simt în ansamblu tot ceea ce aveam în memoria mea, sau puteam să parcurg totul rând cu rând, sau puteam să sar de la o pagină la alta. Textul care era se numea De la carte la e-book. E un adevărat noroc că cineva pe care cred că ar trebui să-l numesc utilizatorul meu sau stăpânul meu, mi-a pătruns înăuntru. Acel text din care am învățat multe despre ce este un text. Dacă mi-ar fi pus înăuntru altceva, eu aș fi gândit altceva acum. În schimb, eu știu că sunt o carte și știu ce sunt cărțile. Repet, dragi elevi, citiți conștient de cel puțin 2 ori ca să puteți să analizați textul corect și în profunzime. Iar noi trecem mai departe. Înainte de toate, așa cum este indicat când vorbim de un text necunoscut în special, este să ne oprim și să vorbim despre lexic. Sunt întotdeauna în texte cuvinte necunoscute. Eu am selectat câteva. Dacă voi aveți mai multe cuvinte pe care nu le cunoașteți, nu ezitați să le selectați și să le găsiți explicația în dicționarul explicativ. Așadar, vom vorbi despre cuvântul șuvoi, abitir, atroce. Știți oare ce înseamnă aceste cuvinte? Haideți să vedem. Șuvoi este un curent de apă care se scurge cu repezeciune pe locuri înclinate. Are vreo legătură această semnificație, această explicație cu textul nostru? De fapt, metaforic spus, șuvoi înseamnă mulțimea literelor și repezeciunea cu care acestea umpleau conținutul cărții electronice. Următorul cuvânt, abitir. Abitir, de fapt, este un cuvânt popular, ce înseamnă mai mult sau mai bine decât. Atroce. Atroce cu semnificația de o mare cruzime, cumplit, fioros. Alte cuvinte sunt utilizator și examen de conștiință. Utilizator este cel care utilizează un calculator electronic. Dar ce înseamnă examen de conștiință? Examenul de conștiință este o cercetare atentă a propriei conduite din punct de vedere moral. În continuare, trebuie să vorbim despre Odiseea. Deci, la Odiseea face referință personajul nostru narator, e-book-ul. Ce este Odiseea? Când ați auzit de Odiseea? În care circunstanțe? Odiseea alcătuiește împreună cu Iliada un grup de 2 opere grecești atribuite rapsodului grec orb Homer. Este una dintre cele mai vechi și mai renumite opere literare din mitologia antică. În Odiseea se prezintă peripețiile lui Odiseu, sau așa cum îi spuneau romanii, Ulise, atunci când s-a întors din războiul troian. Aceste peripeții au durat, apropo, 10 ani, ca și războiul troian, care a durat tot 10 ani. În multe limbi, terminul de odisee însemnează sau desemnează o călătorie lungă și plină de aventuri. Deci acest cuvânt, odiseu, de la propriu, a trecut la un substantiv comun. Iar acum să trecem la exersare. Haideți să exersăm. Mai devreme un pic am explicat niște noțiuni. Acum ar trebui să alcătuiți niște propoziții. Să vedem dacă ați înțeles bine semnificația fiecărei noțiuni în parte. Abitir, odisee, atroce, examen de conștiință. Eu vă propun varianta mea, dar eu știu că voi sunteți și mai ingenioși. De exemplu, vorbește mai abitir decât de obicei. Sau, o durere atroce îl cuprinse pe neașteptat. Odiseea de anul trecut îl determină să acționeze. Examenul de conștiință l-a ajutat să iasă din dificultate. Iar acum vom vorbi despre câmpul lexical.
În baza acestui text, va trebui să selectați toți termenii care alcătuiesc câmpul lexical al cuvântului carte. Și iarăși eu vin cu o soluție. Am selectat doar câțiva termeni care alcătuiesc cuvântul carte, care alcătuiesc câmpul lexical al cuvântului carte. Iar voi completați acest câmp. Să zicem litere, pagini, utilizator, subliniere, stăpân, însemnare, foi, rând, text, hârtie. Voi completați mai departe. În continuare, vom vorbi de sinonime. În lumea sinonimelor, haideți să propunem sinonime pentru trei cuvinte pe care le-am selectat din textul nostru. A cugeta, a bănui și a găzdui. La care cuvinte vă gândiți întâi ca sinonime pentru a cugeta? Știu că știți. A chipzui, a gândi, a judeca, a medita, a raționa, a reflecta. Sunteți minunați! Mai departe, a bănui. A bănui are ca sinonime a presupune și a presimți. În cazul nostru, sinonime contextuale. Și a găzdui cu sensul a adăposti și a primi. Iată ne ajungi la finalul acestei lecții. Dragi elevi, îndemnul meu este să perseverați în lectură, că doar prin lectură devii original. Și luați aminte la citatul, la aserțiunea pe care o vedeți la ecran. Cu cât mai mult citești, cu atât mai puțin emiți. Jules Renard. Eu v-am îmbrățișat și ne vedem cu nerăbdare data viitoare. La revedere!